Bun, vă salutare tuturor, eu sunt Horizon și bine m-am găsit la un nou clip. În acest clip, după cum puteți vedea, suntem pe Samba, băieții, și astăzi vreau să încep Q&A-ul, așa că hai să dăm drumul la treabă, băieții, să nu mai lungim prea mult, așa că da. Și o să începem cu întrebările alea, Caterinca, prima dată, după care o să trecem la alea serioase, așa că da. Prima întrebare e de la MT, câți ani ai avut la 12 ani? Mă, să-mi bată, mamă, ce grea e întrebarea asta, păi. La 12 ani am avut 11, practic, că nu făcusem 12 ani. Creier! Și acum trecem la următoarea întrebare care vine de la Manu Fermecatu. Cât costă un bilet de avion dacă musca zboară prin casă? Clar. Păi hai să o luăm așa. Dacă un bilet de avion din București până în Cluj-Napoca costă 105,90 euro și musca zboară în casă pe gratis, atunci o muscă plus un bilet egal 105,90 euro, care este echivalent cu radical din muscă la a doua, rezultă... Trebuie să te împrumuți la muscă, dă-te drecu. Următoarea întrebare vine de la Betonel. Îți place betonul? Bă, sincer, betonul nu, dar ești betonul meu, gen. Și acum avem o serie de întrebări tot de la Betonel, deci hai să le citim. Pe ce server ai jucat prima oară, Samp? Bă, prima oară, țin minte că am jucat pe un server RP care se cheamă Just to Play și nu știu dacă mai există în prezent, dar nu cred că mai e cum era atunci. Și după ce m-am lăsat de serverul ăsta, nu mai am jucat Samp o lungă perioadă de timp. M-am apucat de Bihu după câțiva ani de nejucat Samp, să zic așa. Deci, da. Ai luat vreodată țeapă pe Samp? Da, ai got it. Da, am luat țeapă de vreo 3 KKK, dacă nu mă înșel. Țin minte că am dat 8 KKK pe un NRG care era Premium VIP Rainbow. Nu contează detaliile, că na, oricum era mult 8 KKK pentru... Este, de fapt, mult 8 KKK pentru un NRG Premium VIP Rainbow. Și după ce am dat ăia 8 KKK pe NRG, mi-a zis unul că e maxim 5 KKK în RG-ul ăla, așa că mi-am luat mare țeacă de 3 KKK, deci na. Și mai e una care nu cred că se consideră țeapă, având în vedere că am dat banii aia pentru că am vrut eu, gen, pentru că mi-a plăcut așa de mult casa respectivă. Da, mă refer la casa, am dat 8 KKK pe casa 130 la care vreau să dați rent room, că tot am zis vorba de ea. Da, uite, am dat 8 KKK pe casă, știu că nu face 8 KKK pentru că e în SF, dar am dat banii jos că mi-a plăcut zona. Cam tot ce-mi trebuie în jurul casei, așa că na, ce dracu mai vreau de la o casă, gen, dacă am tot ce-mi trebuie pe în jur. Și asta e ideea, na. Nu știu dacă se consideră țeapă neapărat, dar bă, na, fiecare crede ce vrea. Ai jucat și pe alte servere de Samp? În afară de serverul Just to Play despre care am vorbit mai devreme, nu am mai jucat pe niciun server, doar pe Bihood. Întrebare de la șoferul Euro. Ce te-a motivat să te apuci de Samp? N-am să fac un story time din întrebarea aceasta, așa că o să spun simplu. Nostalgia. Nostalgia aceea de a juca Samp. Continuăm tot cu o întrebare de la șoferul Euro și anume, vei mai continua cu canalul acesta de YouTube dacă vei avea în continuare o activitate slabă? Bă, chiar da. Dacă nu e activitatea acum, fac eu să fie cumva. Și dacă nu merge, aia e, nu contează, eu tot o să fiu activ indiferent de rezultat. Pentru că fac ceea ce îmi place și dacă fac ceea ce îmi place, nu contează decât să-mi placă ceea ce fac, așa că restul vine de la sine, indiferent dacă vreau sau nu. Atâta timp cât eu fac ce fac pentru că îmi place, restul e părere, părerea mea. Și ca ultimă idee pe subiectul ăsta, am să vă zic următoarea chestie. Orice eșec este de fapt o nouă șansă la reușită. Următoarea întrebare vine de la un nume. Un nume pe care nu pot să-l citesc în alta. O să-l citesc doar al doilea nume. Erou 007. Când te vei lăsa de Samp, vei da contul de Samp? Nu, frate, când mă voi lăsa de Samp, voi da contul de Minecraft. Ca să fie treaba treabă. Nu, băieți, cam astea au fost întrebările, cam asta a fost clipul de astăzi. Le mulțumesc tuturor celor care au lăsat întrebări, dar și vouă pentru că v-ați uitat la acest clip. Așa că da, băieți, dacă vă place acest clip, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal dacă vreți să mai vedeți content de genul și activați cu presiunea de notificări ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Eu am fost Horizon și ne vedem data viitoare. Salut! Gonna learn to fear, take all my puzzle pieces, put them together, you will see that I got plenty reasons to be the talk of the town, but still